Deci fiți atenți, Giulia și Zein sunt plecați încă de la prânz, o întâlnire mega, super nemai întâlnită. Mă gândeam, ce Crăciun, ce restaurant mai este deschis la ora aceasta? Pentru că, din câte știu eu, mai toate se închid mult mai devreme decât de obicei, pentru că se face economia aceea de lumină sau nu mai este valabil și am rămas eu în urmă. Cert este că e aproape, cred că 11, nu? Și ei nu s-au întors. Cu siguranță Giulia va veni îndrăgostită de la această întâlnire. Sunt tare curioasă să-i aflu părerea lui Zein și cum vede el această întâlnire. Am auzit mamele vorbind despre cultura lor, despre cultura arabilor în general și spuneau că este ceva de Doamne ferește. Doamna Eleonora făcea referire la o carte pe care a citit-o. Din spusele doamnei părea o carte foarte interesantă, cred că se numește Eu și fata mea, despre o doamnă doctor care a studiat în America. Acolo a întâlnit un bărbat arab, el fiind la rândul lui tot doctor și cumva femeia aceea a prins încredere foarte mult în el, pentru că, na, stând în America, studiind împreună, amândoi medicii au hotărât să se întoarcă în țara lui natală și acolo ci că a început iadul pentru acea femeie. Cumva revenind în țara lui, a trecut la legile pe care le aveau acolo. El s-a schimbat foarte mult, a despărțit-o de copil și într-un final a reușit să fugă cu ajutorul altor oameni și cumva au mers pe jos foarte mult prin munți, doar ea și fiica. O poveste foarte tragică. Spuneau că de fapt, ce e cel mai grav în țările acestea ar fi poliția morală. Oamenii aceia, că e de Doamne ferește, efectiv teroare, teroare. Spunea doamna Loredana că l-a întrebat pe Zein dacă mai există poliția morală sau dacă s-a desființat și el spunea că încă mai există poliția morală. Atunci dânsa a spus că și-a dat seama că nu ai cum să trăiești într-o țară de genul ca femeie, pentru că femeia este extrem de batjocurită, umilită, chinuită în toate felurile.